Dragii mei, vă salut! Promisiune e promisiune, de asta astăzi vin cu o nouă carte și cea pe care am ales o carte care să vă trezească curiozitatea, pentru că mie mi-a trezit-o enorm. De asta, titlul de astăzi se numește Viața secretă a copacilor, autor este Peter Welben. Cine este Peter Welben? Este un pădurar care... Deci a realizat mai multe cursuri de cum se descurcă în natură sau în mijlocul ăsta de pădure, dacă rămâi singur, cum te descurci. Și ulterior și-a făcut studiile în domeniu, de asta vine să ne exprime din experiența lui prin cartea sa. Este o carte minunată, după mine. Deci și este destinată tuturor care au trăit pe lângă păduri, iubesc pădurile și... Aș doresc să cunoască mai mult despre copaci, pentru că, de fapt, cartea oferă atâtea detalii pe care eu, care, practic, eram sigură că cunosc foarte multe despre pădure, căci în zona de unde provin este o pădure chiar lângă casa mea și am copilărit doar prin păduri. Eram fan înrăită a pădurilor și consideram că, în mare parte, cunosc multe despre păduri. Această carte mi-a deschis ochii și mi-a arătat într-o altă perspectivă și credeți-mă, data viitoare când mai merg într-o pădure, cu siguranță nu o să îndrăznesc să rup vreun ram sau să nu observ acele detalii descrise de autor. Deci, haideți să vă exprim câteva idei de bază, astfel ca să vă conving să citiți această carte. Deci, în primul rând, autorul vorbește despre faptul că dacă mergem într-o pădure și nu știam, umbrele au diferite culori. Umbrele se referă a copacilor. Deci un detaliu pe care eu nu cunoșteam. Și dacă o să ne uităm așa într-o pădure din Moldova, să zicem, spre deosebire din pădurile altor țări, vom vedea copaci mai bătrâni, cum ne spunem noi, sau mai tineri. De fapt, copacii de peste în vârsta copacilor după mușchi, după coroanele copacilor, și după observăm după anumite ramuri, vedem anumite, să zicem așa, denivelări și după aceste denivelări de pe interiorul unui ram putem să stabilim vârsta copacului, anumite noduri. Deci noi de obicei ne uităm după trunchi, da? Dacă era tăiat, așa ne străduiam să ghicim vârsta copacului. Autorul ne convinge după alți parametri să privim și majoritatea copacilor pe care noi vedem imenși au o vârstă mare, iar anumiți copaci pe care credem micuți, de fapt, tot au o vârstă destul de mare. Deci apare un copac la o vârstă care e așa, ca noi să-l putem cuprinde în palme, are în jur aproape de 80 de ani. De asta, ceea ce ne părea nou că este lăstar, deja are o vârstă considerabilă. Ca să înțelegem cât de greu cresc anumiți copaci și cât de rapid se taie și se destramă acest ecosistem. Mi-a mai plăcut ideile că o rădăcină a copacilor este de dimensiune dublă ca și coroana sa. Adică ca să înțelegem cam cât ar fi o rădăcină, le privim coroana și o dublăm în pământ, ele se află, da? Deci, cine asigură, autorul vrea să ne convingă că, de fapt, copacii comunică olfactiv, optic și electric, și anume, comunicarea o are loc prin intermediul frunzelor și a curenților de aer care transmit informația. Și ne convinge că chiar și în Africa, exemplu cu acea girafă care atunci când mușcă din copac, se transmite la următorii copaci și în anumit timp în frunzele copacului din care rupe se adună substanță toxică pe care toxico-amară pe care girafa nu o iubește și plecând la următorul copac, deci el la fel va avea aceste frunze, de asta girafa va putea mânca o altă frunză la o distanță de 400 de metri din apropiere, pentru că un copac comunică cu altul și girafa în așa mod nu poate vedea și gusta. Ce mi-a mai plăcut?
despre pădurile seculare. Deși auzim de multe ori ce înseamnă pădure seculară. De fapt, o pădure seculară este o pădure în care copii au crescut, acest, e formată din copaci care au crescut din propria lor decizie, să zic așa, adică nu au fost anumite plantate și au fost, se întâlnesc mai multe tipuri de copaci, nu preponderent, adică o multitudine de copaci și au o vârstă destul de masivă, așa să zicem noi, au o vârstă mare și acolo s-a dezvoltat un ecosistem și nu au intervenit oamenii. Acestea sunt păduri seculare care, cu părere de rău, au dispărut în mare parte. Deci, practic, omul a pășit peste tot. Mi-a plăcut că la copaci, ei răsuflă sau plămâni copaci sunt frunzele și ce este mai interesant că ei ziua elimină oxigenul și absorb dioxidul de carbon, dar noaptea e invers. De asta autorul ne asigură că dacă ar fi ideea să circulăm noaptea pe pădure, ar putea să avem o intoxicație, însă ea nu se întâmplă datorită curenților de aer care se petrec prin pădure. De asta putem să ne plimbăm liniștiți și noaptea prin pădure. Ce este specific copacilor este că ei au, să zic, darul de a măsura lungimea zilelor și deci s-a constatat că ei se sesizează foarte bine asta și dă drumul la muguri doar atunci când se măresc zilele și o anumită capacitate a luminii, căldură pătrunde și o realizează prin mugurașii lor, adică au funcția asta de a percepe când anume ei trebuie să se deschidă, astfel ca să nu înghețe. Și a fost chiar făcut un experiment a unui om care a încercat să ducă acel copac de stejar în casă și spre surprinderea lui a fost plantat, a crescut, însă a ajuns să nu timpul toamnă și a lipădat frunzele ca din primăvară iar să mugurească. Deci chiar se exprimă cum simt acești copaci, anume când trebuie să-și lepe de frunzele și când să mugurească. Ce idee a fost interesantă? Că iluminatul stradal în anumite țări distrug anumite copaci, de sens că îi fac să se usuce. De ce? Și demonstrează prin studii că copacii au nevoie și de liniște, adică au nevoie noaptea să se odihnească, iar această lumină le dă senzația, le dă voie să-și petreacă somnul acela care ei îl realizează, o fel de somn au și copaci. Și iarăși este interesant de ce anumiți copaci cresc mai înalți și mai scunzi și cum este relația dintre acești copaci, prietenia lor. De fapt, autorul ne asigură că între copaci este o prietenie enormă și se realizează prin rădăcini și faptul că dacă cineva este mai înalt, asta nu înseamnă că nu, prin rădăcini seală nu va ajuta copacul de alături, care este mai slab, de asta este o echitate în natură. Și faptul cum puiul va crește și va întrece mama de copac, da? care a crescut doar după ce mama va, practic, se va usca. Adică, explică deci, tendința mamei de a proteja copilul și o să observați dacă citiți cartea în ce măsură cresc copaci, adică foarte, foarte lent, pentru că cei ce la noi este vârsta categorie de vârstă 80-100 de ani, mediu trăiește omul la copac, vârsta lui este 200 de ani, 500 de ani. Deci de asta avem, copacii au capacitatea asta de a crește mai lent și protecția, cum se realizează protecția mamei, așa numit copacul mamă, și în ultimii ai săi ani de viață, când se simte vlăguit, atunci tot seva sa va transmite puiului său și când va cădea, puiul atunci va răsări. Este foarte interesant modelul cum are loc înflorirea și transmiterea, cum se protejează copacii. În anumite tipuri de copaci, florirea are loc concomitent cu formarea fructului. De ce? Pentru că astfel, ajungând semințele jos, să nu fie ghinzile, de exemplu, să nu fie mâncate de mistreți și altfel, noi nu putem, nu vor în stare să se mulțească și anumiți copaci floresc odată la 5 ani și alții od în fiecare an. De ce? Pentru că deci în ecosistemul lor ei s-au înțeles că dacă în fiecare an floresc produc fructe, deci respectiv animalele le vor consuma și se vor mulți și ei n-au nicio șansă de multiplicare, de mulțire. De asta ei hotărăsc
Adică 10 ani vor face aceste fructe pentru ca animalele să nu poată rezista iarna, să nu aibă produsele astea pe care ei le lasă, adică ghinzele, de exemplu. Și astfel, în așa mod, ei vor rezista și se vor mulți. Deci e o logică enormă de interesantă. La ce este mai interesant este că ei decid când se înflorească și cam deci înfloresc cam toți odată. La fel, mi s-a explicat cum conviețuiesc mai multe tipuri de copaci. Cum asigură acest creștere împreună de exemplu, copaci coniferi cu copacii foioasele, de exemplu. Ce este interesant, mi-a plăcut, deci nici nu știam că dacă decojești o scoarță unui copac de la rădăcină până la 1 metru, atunci asiguri moartea acestui copac. Deci scoarța este unul din cel mai important element al copacului, are funcție de protecție și explică cum copacii, de exemplu cierpii, vin să-și roadă coarnele de copaci, cum îi aleg și cum ei supraviețuiesc. Cât de tare influențează iernile și cum le schimbă forma trunchiului, dar iarăși cât de bine pot reuși copaci pe o furtună să se protejeze, pentru că mișcările lor sunt coordonate și dacă unul va da crengile într-o parte, cealaltă va oferi crengile în jos, astfel ca să nu se traumeze și să reziste furtunii. Și paralel, autorul ne recomandă să nu ne pornim printr-o furtună, prin pădure pentru a vedea, deci, dar sunt niște lucruri interesante. La fel, ce este interesant? Este interesant că, de exemplu, salciile nu sunt copaci de pădure. Și ele se le polinizează cu anume cu ajutorul insectelor, nu ca și cele de pădure cu care folosesc alte tipuri de polinizare. Și ca să se polinizeze, sunt salcii de tip gen masculin și care trebuie întâi polinizate, adimineți albinele să se polinizeze pe ele, după care merg la salcii gen feminin să fac polinizarea. Deci sunt analizate pădurile tropicale, pădurile europene, deci pădurile, mai multe tipuri de păduri și se explică că folosind, de exemplu, anumite acide de brad, punând într-o anumite bacterii, ele toate vor de muri. Deci, pentru că copacii au anumite funcții de protecție, iar dacă un stejar va simți că este atacat, va elimina anumite substanțe pe frunzele sale care vor omorâ anumite microbi. În acest circuit al copacilor, o importanță majoră la ciupercile, care au o luptă continuă pentru a beneficia de pe urma copacilor. Și dacă se realizează un tandem benefic între ciuperci și copaci, atunci se simt bine ambii, pentru că ciupercile pot atrage azotul într-o cantitate mai mare și oferă rădăcinilor de copac, care asigură acest transplant de sebă. Însă dacă există și partea rea, atunci când ciupercile atacă copacul deci ei folosesc tot seva și respectiv copacul se usucă. Mi-a plăcut rolul ciocănitoare care a fost până acum proclamat în toate, după cum știm noi, la școală și arată, deci da, ciocănitoare este ok pentru un copac, însă de multe ori paguba provocată de ciocănitoare este din natură, pe lângă faptul că cu ajutorul ei depistează acești mici insecte dăunători, sau să numim, a pădurilor, a copacilor. Paralel, ele când își creează cuibul, nu le pasă și poate să atace un copac în așa măsură încât să nu mai poată copacul reveni. Le demonstrează cum animalele își găsesc locul în copac, cum să înțelegem când un copac, deși e verde pe dinăuntru, spunem, pe dinăuntru este sec. Deci niște noutăți, după mine, impresionante. De asta vă recomand cu mare drag. Este o carte pe care trebuie să o citească toți cei care vor să meargă în natură, pentru că altfel vor privi lucrurile, deci se va deschide o altă fațadă a naturii. Nu vă dezvolt toate detaliile, vă îndemn să citiți până mâine, până la o nouă carte. Tuturor o seară frumoasă! Pe curând!